Sacrificiu, performanță, ocazii, răsplată, tehnică, sport. Sacrificiu, performanță, ocazii, răsplată, tehnică, sport. Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea sportivă de pe Someș TV. Noi ne aflăm la sala sporturilor din Dej, iar alături de mine este domnul Vasile Sălătioan, vicepreședintele clubului de volei Unirea Dej. Bună seara! Bună seara și bine ați venit din nou în sala sporturilor din Dej. Trebuie să zicem că tocmai s-a încheiat meciul de volei din ultima etapă a diviziei A1 volei masculin dintre Unirea Dej și Utimișoara. Meci câștigat fără probleme de echipa dejană, scor final 3-0. Ce ne puteți spune despre acest meci? Da, este unul din cele 4 victorii consecutive, din cele 4 meciuri câștigate de echipa dejană. Și-au reconfirmat forma bună în care se găsesc membrii lotului. Este o victorie meritată, o victorie muncită, nu a fost o detașare totală, dar probabil nici gradul de mobilizare din meciul anterior de la Baia Mare poate nu a fost același în cadrul lotului, dar au abordat serios meciul și scorul spune tot. Tot astăzi, în cadrul acestei etape, Steaua București, să spunem contracandidata noastră, echipei de jene, la locul 5, a pierdut pe propriul teren cu Tomis Constanța, scor final 2-3. Practic, Unirea Dej urcă peste ei în clasament. Da, așa este. Steaua a avut această evoluție și tot astăzi, în cadrul etapei, la Piatra Neamț, a câștigat cu 3-0 în meciul cu Baia Mare. Pentru noi, jocul rezultatelor momentan ne avantajează. Depinde de rezultatul de luni, care vom avea cu Tomis Constanța. Și în funcție de rezultat, putem să avem în play-off meci ori cu Dinamo, ori cu Piatra Neamț. Totul depinde de rezultatul care vom obține luni pe teren propriu. Trebuie să spunem faptul că luni Unirea Dej mai are de disputat o restanță cu Tomis Constanța pe propriul teren, un meci care, asemenea meciului de astăzi și ultimului meci pe care Unirea Dej a disputat pe propriul teren, este dedicat unui scop caritabil. Am ajuns la înțelegere în partea membrilor clubului și cu primăria Dej ca toate cele 3 meciuri să fie dedicate acestui cauze nobile, care o spunem noi, o cauză socială, trebuie să ajutăm orice semen al nostru care este la necaz. Este ultimul meci, chiar o să facem din partea clubului și din partea primăriei Dej o mică donație în fiecare zi. Am făcut un nume propriu, dar acum vrem să o facem organizat, să ajutăm acest dejan care are atâta nevoie de bani pentru operație. Este un gest foarte frumos și de apreciat. Revenind însă la echipa de volei Unirea Dej, înainte să înceapă returul campionatului, țin minte că am purtat o discuție și îmi spuneați că obiectivul echipei este clasarea în primele 8 locuri și automat calificarea în play-off-ul divizei A1 la volei masculin. Acest lucru a fost îndeplinit, jucătorii și-au, să spunem așa, și-au îndeplinit obiectivul.
Ce ne puteți spune? Sunteți mândru de performanța lor? Da, în cadrul clubului nostru, în ultimii ani, s-au realizat multe performanțe. Și aici mă refer la anul sportiv 2010, clasare pe locul 4. În anul 2011, campionatul trecut, am terminat pe locul 5. Ca și obiectiv, am avut în regulamentul de ordine interioară și nominalizat locul 5. Clasarea pentru play-off, dar locul 5 menționat. Deocamdată suntem în grafic, avem toate șansele. Un pic concursul rezultatelor care ar fi fost astăzi, dacă Piatra Neamț ar fi câștigat numai cu 3-2, avem șansă. În contextul care luni am avea 3 puncte câștigate, aveam șansa să fim pe locul 4. Nu cred că se va putea materializa, dar încercăm, noi abordăm orice meci cu maximă seriozitate. Poate vom profita și de oboseala în care și de meciurile multe care le-a avut Tomis Constanța din 2 în 2 zile, din 3 în 3 zile, și pe un fond cu moral bun, pe un fond de moral bun în cadrul lotului nostru, să abordăm cu seriozitate acest meci, dacă ajută și Dumnezeu să-l câștigăm și să ne atribuim cele 3 puncte. Se poate obține o victorie în fața lui Tomis Constanța, chiar dacă trebuie spus faptul că Tomis Constanța este echipa care a reușit să învingă pe Rema Zălău. Dar de aceeași performanță era aproape și Unirea Deși în urmă cu câteva etape pentru un meci pe propriul teren, când, mă rog, datorită unor conjuncturi nu tocmai favorabile, echipa deja, să nu-i spunem că a fost furată, dar a fost dezavantajată clar. Așa este, nici nu vreau să mai amintesc de acea situație, cu un punct cel puțin câștigat atunci, cu un punct pierdut de către noi în meciul din Turcu Galațiu pe teren propriu. Astăzi eram cu certitudine, ne putem bate pentru locul 4, pentru podium chiar. Dacă ne comparăm, suntem singura echipă din țară care nu provenim dintr-o reședință de județ. Singurul Deju. Ne batem cu reședințele de județ, unde banii se împart de la consiliile județene. Și pe noi ne sprijină Consiliul Județean, dar nu putem compara sumele cu care ne sprijină. Și atunci totul se rezumă și la bani. Putem spune performanța este drept proporțională cu suma care o investești în sport. În sport nu poți să-l faci doar cu tricourile și cu Adidas în picioare. Trebuie să poți susține sportul în general în România acum. Și la meciul de astăzi și la ultimele meciuri pe care Unirea Deși le-a disputat pe propriul teren, sala a fost aproape plină. Cum vă explicați faptul că la Deși, un oraș care nu este tocmai, să zicem, renumit pentru sporturile pe care se practică aici, sala, oamenii vin tot timpul să încurajeze echipa, vin să admire un spectacol sportiv până la urmă? Dacă analizăm fenomenul voleibalistic în Deși, putem spune că avem o piramidă a vole în zonă. La Liceul Papiu Ilarian sunt clase cu specific volei, disciplină volei. Mergând mai departe, avem un centru de excelență la nivel național, care are, își desfășoară activitatea la noi aici în Deși. Avem o echipă în primul eșalon valoric, CS Unirea, și atunci putem spune că se închide o piramidă. Vârful de piramidă ar fi echipa CS Unirea. Este un sport iubit în Deși. Dacă am putea număra toți sportivii care sunt, poate chiar egalăm fotbalul rege, fotbalul, să spunem așa. Dar noi, prin acțiunile care le-am făcut, în primul rând prin rezultate, până clasările, atât în Cupa României, cât și în campionatele trecute, prin participarea în cupele europene, am reușit să menținem publicul în sală, spre deosebire de alte echipe din voleiul românesc. Și în Deși, dacă analizăm chiar situația Dejului, este o șansă în care oamenii vin să susțină un sport la cel mai înalt nivel național practicat. Mai sunt și alte sporturi, cum ar fi fotbalul, karatele, în special karatele acum a avut ceva rezultate foarte bune la nivel național și la nivel european, dar sportul practicat aici în sala în care ne găsim noi astăzi este cu o tradiție. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când echipa armatei cu echipa fostului CCH au semnat, au fuzionat propriu zis și au dat naștere la echipa Unirea Deși, echipa de volei. A avut un parcurs destul de frumos, au fost și momente mai grele în anii 2001 sau 2002, am părăsit primul eșalon voleibalistic, după care ne-am reîntors, am promovat sub comanda aceluiași manager sportiv Lazar Victor, care astăzi conduce de pe banca tehnică această frumoasă echipă.
și am reușit să ne menținem la cel mai înalt nivel. Dacă discutăm despre orașe ca și Craiova, ca și Galațu, ca și Suceava, echipe chiar din București s-au clasat sub locurile care le-a ocupat Unirea Dej și suntem chiar la bătaie, să spun așa, cu rivala Baia Mare, care ne-am perindat când ei, când noi, pe locurile fruntașe ale clasamentului. Dovadă că și meciul de la Baia Mare a fost abordat cu maximă seriozitate de către lot aici. Putem spune că în parcursul cupelor europene am acumulat oarecare experiență, am acumulat oarecare și încărcătură, pot să spun, din punct de vedere financiar. Este greu să susții o participare în cupele europene. Dar ne-am dorit-o. De ce să nu spunem? Ne-am dorit să jucăm măcar în Cupa Balcanică. Din păcate, anul trecut am ratat participarea datorită acestei suprafațe de joc pe care ne găsim noi astăzi. Ne lipsesc 85 de centimetri la suprafața de joc. Și nu am beneficiat de organizarea turneului în Cupa Balcanică. Era la noi acasă, era un moment foarte bun. Să nu uităm, a participat european, sigur, sigur, și prima care câștigă acest turneu participă în Cupa Challenger automat. Era pentru noi o ocazie să ne reconfirmăm valoarea din campionatul trecut. Nu am putut, nu din vina noastră. Așa este situația financiară a Dejului, n-am reușit să modernizăm această sală. Se poate face, să sperăm că dacă ne vom clasa acum, se va realiza și această investiție aici. Să înțelegem că aveți un proiect pregătit pentru a modifica sala? Există în lista de investiții a bugetului local a primăriei municipiului Dej o sumă prinsă pentru modernizarea vestiarilor, a grupurilor sociale, a băilor care le avem aici și pentru hidroizolațiile de la nivel de terasă. Avem infiltrații, sunt lucrări de întreținere în primul rând a sălii de sport, dar aia nu ne dă dreptul să jucăm în cupele europene. Dacă vom reuși să ne păstrăm poziția cel puțin pentru cupele europene, atunci va fi nevoie să modernizăm sala. Dacă tot ați adus vorba despre bugetul local, spuneți-mi câți bani primește clubul de volei din partea primăriei în ceea ce privește bugetul pe un an competițional? Vă pot spune exact. Momentan, pentru fila de buget acestui an, a fost prinsă 460.000 de lei RON, vorbesc, ca și credit alocat în agenda sportivă pentru CS Unirea Dej. Banii aceștia sunt suficienți sau nu? Nu, undeva bugetul clubului, ca să poți rezista la minim, vă pot spune că suma la care ne-am închis anul trecut a fost peste 7 miliarde. Restul, diferența, vin o parte mică de la Consiliul Județean și restul vin din privat, de la sponsori, de la inimoșii suporteri. Cam asta este sursa de finanțare a acestui lot și acestei echipe. Având în vedere rezultatele pe care clubul pe care îl reprezentați dumneavoastră le-a obținut în ultimii 2 ani de zile, totul culminând cu o calificare în cupele europene și având în vedere totodată și lotul pe care îl conduce în prezent domnul Victor Lazar, lot care trebuie specificat faptul că este din punct de vedere valoros, valoric, să spunem, puțin mai slab. Ați considera o performanță mai mare calificarea într-o cupă europeană anul acesta? N-aș putea spune că avem un lot mai slab. La început nu a fost atât de omogen. Pe parcurs și rezultatele vorbesc, lotul s-a sudat. Mai mult decât atât, avem o bancă de rezervă care este mai apropiată de valoarea primilor 6 față de campionatul trecut, care oarecare pune presiune, oarecare presiune pe primii 6, sunt mai motivați, sunt mai, să spunem așa, vigilenți în modul care abordează o partidă. Ar fi orice clasare, din punctul meu de vedere, la nivelul anilor trecuți, în contextul în care echipe la nivel național s-au întărit cu mult mai mult, cu străini, cu sârbi, vorbim de Steaua, vorbim de Dinamo, Tomis Constanța, Piatra Neamț, este o surpriză plăcută pentru mine acest campionat, n-aș putea spune că este un lucru rău. Chiar ar fi o performanță. Continuitatea, în primul rând, să terminăm în primele 8 echipe din țară, ar fi chiar o performanță. În anii trecuți, vorbesc primii ani, am fost undeva pe locul 7, locul 8, locul 3 în Cupa României. Acum am reușit locul 4, locul 5. Dovadă că
se crește în valoare acest lot. Crește. Pe campionat ce trece am avut structura de bază, nu am modificat-o. Acum să vedem dacă ne vom califica în cupele europene. S-ar putea, să ținând cont și de acordurile de joc care le au jucătorii cu clubul, s-ar putea să fim nevoiți să facem câteva schimbări. Aici depinde de opțiunea jucătorilor, depinde de posibilitatea clubului. Sunt mulți factori care ar putea să influențeze unele decizii care trebuie să le luăm la nivel de conducere a clubului. Revenind la meciul de astăzi, la finalul meciului am văzut că ați mers și ați discutat cu jucătorii, cu conducerea tehnică a echipei. Mai exact ce ați discutat? Da, în primul rând, tot timpul trebuie să există pot să spun așa, un dialog între lot și conducere. Nu putem face o discrepanță. Eu sunt conducătorul și ei sunt jucătorii. Nu. Tot timpul discutăm. Poate nu chiar întotdeauna în sală. Sunt antrenamentele acolo, profităm de această ocazie. Au întrebat și ei care este obiectivul, dacă ne păstrăm obiectivul, dacă suntem mulțumiți de situația jocurilor practicate în ultimul timp. E normal, când au o victorie și ei se mândresc și, în primul rând, te așteaptă să fie aproape. Și în meciul cu Rema Zalău am fost foarte aproape de ei. Chiar între jucători am fost atunci, dacă vă amintiți, în sală. Nu, păstrăm o legătură destul de bună, ne bazăm pe seriozitate. Chiar asta am reconfirmat obiectivul, am reconfirmat, le-am asigurat că până la sfârșitul campionatului nu o să le rămânem datori cu nicio sumă privind primele de joc. Asta, până la urmă, asta interesează pe fiecare jucător. Au înțeles, le-am mulțumit pentru faptul că au abordat cu seriozitate aceste meciuri, pentru faptul că au înțeles uneori întârzierile la primele de joc și la indemnizațiile care le au. Sunt niște oameni de caracter, pot să spun, fără probleme în ceea ce înseamnă conlucrarea între conducerea clubului și lotul ca atare. Și aici chiar pot să-i felicit și să le mulțumesc în mod special jucătorilor. Spuneți-mi, din returul campionatului sau chiar din întreg sezonul, să spunem așa, care a fost meciul care v-a impresionat cel mai mult, jucat, practicat de volebaliștii dejeni? Cred că unul dintre cele mai bune meciuri din campionatul României a fost meciul dintre Unirea Deșe și Rema Zalău. Ca și valoarea meciului, ca și abordare, din păcate, acest spectacol volebalistic a fost distrus. Meciul de săptămâna trecută de la Baia Mare a fost un meci în care efectiv am câștigat împotriva vicecampioanei, ne-am luat punctele înapoi, de fapt că le-am pierdut în tur pe teren propriu. A fost un meci abordat cu maximă seriozitate. Nu pot decât să-i felicit și să le mulțumesc atât băncii tehnice cât și lotului. Sincer, din punct de vedere, totuși aș rămâne la meciul care l-am pierdut nemeritat cu Rema Zalău, cu campioana. Dovadă că a fost pe un trend, nu un trend bun, Rema Zalău a pierdut și cu Tomisul. Nu a arătat valoarea de campionă detașat față de restul echipelor. Dacă ar fi să facem o analiză asupra clasamentului actual al divizei A1 la volei masculin, clasament condus de către Rema Zalău, urmată de Tomis Constanța, Dinamo București, pe locul Piatra Neamț și... Așa este. Rematul, prin prisma rezultatelor care le-a obținut, este campionă detașată în clasamentul de la finalul returului. Nu știu ce va face în play-off, deci putem avea surpriză. Acolo este totul sau nimic. Poți termina campionă și la sfârșitul play-off-ului să fii pe locul 4. Efectiv, se poate, dar pot să spun așa, s-au confirmat valoarea loturilor. Și-au confirmat echipele. Investiția făcută în lotul Rema Zalău și-a spus valoarea, cât și Tomis Constanța. Să nu uităm, dacă analizăm individual valoarea jucătorilor, sunt prezenți în lotul național, mulți sunt străini aduși din alte campionate și asta este chiar ce... Dacă am luat după buget, nu ar trebui să fim pe locul 9, probabil, 9-10. Asta vreau să vă întreb, cât de mult influențează bugetul unui club activitatea sportivă? Până la un moment dat, aș spune că este criteriul primordial, banul. Dar mai intervine și altceva. Legătura, acea atmosferă bună din cadrul lotului, acea dorință, acea pasiune. Până la urmă, jucătorii vreau să demonstreze ce știu ei. Nu neapărat joacă cu plicul pe banca de rezervă sau cu un vestiar. Ei joacă, în primul rând, pentru imaginea lui, pentru imaginea clubului. Să nu uităm că acești volebaliști reprezintă orașul Deș la nivel național și internațional. Că sunt din Piatra Neamț, că sunt din Tulcea,
Dar trebuie să precizez aici un lucru. Avem în lot, astăzi, la un moment dat, 4 din 6 erau degeni. 4 din 6. Avem în lot vreo un număr de 8 degeni care activează, spre deosebire de campionatele trecute. Dacă luăm campionatul 2009, am avut 6 moldoveni, 6 străini cu sârbi împreună. Ne-am bazat pe jucători din zonă, sunt oameni de caracter și totodată ni s-au redus cheltuielile privind cazarea, masa. Dacă sunt degeni, nu avem aceleași costuri. E mai bine pentru club. A trebuit să aplicăm o asemenea politică, să o abordăm datorită faptului că acum conjunctura economică nu favorizează atât de mult societățile comerciale să încheie un an cu un profit mare. Și ne încheind pe un profit mare, se diminuează sumele privind sponsorizarea, pot să spun, din cadrul societăților. Atunci este foarte greu să te duci în contextul în care toate societățile dau oamenii în șomaj, își reduc activitatea, se restructurează sau chiar intră în insolvență, să mă duc cu cereri de sponsorizare, cred că ar fi absurd. Dar găsim societăți la nivel de Dej, la nivel de Cluj, care au continuat să ne susțină și care iubesc într-adevăr acest sport frumos, voleiul. Mai devreme v-am întrebat care a fost meciul din campionat care v-a plăcut cel mai mult. Care a fost meciul care v-a dezamăgit, în care jucătorii nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor? Este meciul 2, meciul cu echipa din Galați, de pe teren propriu, din turul campionatului, unde de fapt am pierdut un punct. Dacă aș fi corect în analiză, asta este marea dezamăgire a mea din campionat. Spuneți-mi, unde vedeți voleiul de Jean peste 5 ani, să spunem? Depinde de foarte multe lucruri aici. Depinde de conjunctura economică prin care va trece Dejul. Depinde de cine va guverna banii, pot să spun, banul public. Dacă va fi un iubitor a sportului, voleiul va rezista. Dacă cineva nu-și dorește acest sport, este foarte greu să-l susții numai din privat. Trebuie automat implicat și banul public, atât la nivel de Consiliu Județean, cât la nivel de Consiliu Local. Dacă vor înțelege viitorii consilieri, să nu uităm că noi care suntem acolo mai avem mandatul până la sfârșitul lunii mai, luna iunie va fi alt Consiliu, dacă vor înțelege să susțină acest sport, voleiul va rămâne în primul eșalon. Eu sunt optimist de felul meu, nu sunt un pesimist, cred că voleiul va rezista până la urmă. Cred, nu pot să spun cu decizie, cu putere de decizie. Îmi doresc și cred că va rezista până la sfârșit. Ați spus mai devreme că sunteți un optimist. Unde vedeți Unirea Dej la finalul acestui campionat? Unde, pe ce loc o vedeți clasată? Sincer, mi-aș dori să fie clasată pe locul 5. Sincer. Așa o văd în forma care se prezintă astăzi. Dacă Dumnezeu ajută, noi vom termina pe locul 5. Mai avem două întrebări. Una dintre ele se referă la faptul că, din păcate, trăim vremuri în care copiii tineri sunt îndemnați mai mult înspre calculatoare, baruri, discoteci și alte lucruri, mai puțin sport. Unde vedeți dumneavoastră și cum credeți că ar trebui copiii atrași înspre sport, înspre mișcare, nu neapărat înspre sportul de performanță? În primul rând, prin organizarea multor concursuri la nivel de municipiu, pot să spun așa, pe diverse discipline. Atât la fotbal, atât la volei, la karate, la tenis, la orice sport care mobilizează masele. Dacă stăm cu toți în fața calculatoarelor, este bine, dar la o anumită perioadă. Trebuie să-i motivăm. Și eu am doi copii care amândoi au făcut și fac sport. Unul face fotbal, iar fetița în timpul liber face volei. Nu face un volei de performanță, dar văd acolo, prin grija profesorului Miclea, și chiar îl felicit, o trupă de fete atât sunt de drăguțe, tot timpul, sâmbătă, duminica, vineri seara, se antrenează în sală la Papiu Ilarian. Sincer, nu pot să întorc spatele unui asemenea lucru, care le scoate din fața calculatorului, le aduce în sală, le mobilizează. Nu pot. Deci eu cel puțin n-aș putea. Le susțin și le vă susține oricând orice acțiune sportivă. Și dovada că astăzi sunt aici și vreau să precizez lucrul că sunt alături de echipă de 9 ani de zile. Încă o întrebare, un mesaj să adresați suporterilor echipei Unirea Dej?
În primul rând vreau să le mulțumesc pentru întreaga susținere față de echipa de lot. Și momentele bune și momentele mai puțin bune. Vreau să le mulțumesc pentru numărul mare în care au ales să fie alături de noi la aceste meciuri pe final de campionat și la aceste acte caritabile care le-am organizat la nivel de municipiu Dej. Le fac un apel, îi așteptăm și pe luni la ora 17 din nou în sală. Trebuie să fie un meci cu echipa clasată pe locul 2 în acest retur de campionat. Vreau să-i am alături, vrem să-i avem alături și mulțumesc în numele lotului, a managerilor sportivi, în numele conducerii acestui club, le mulțumesc pentru căldura cu care au intrat în sală și pentru caracterul de care au dat nevoie pe parcursul meciilor. Atât suporterilor cât și celor mai înflăcărați din galerie, care susțin necondiționat această echipă și sportul dejan. Domnule Sărătian, eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați acordat acest interviu și vreau să vă urez baftă în continuare cu echipa de volei. Eu vă mulțumesc că promovați sportul în rândul maselor, că ne susțineți și chiar vă mai așteptăm și vă mai invităm la orice acțiune care o avem. Vă așteptăm pe luni aici să susțineți. Poate ne vom bucura împreună de o clasare cât mai bună în campionat. Să nu uităm că începe play-off-ul de marți. Deja suntem în deplasare undeva, ori la Dinamo, ori la Piatra Neamță. Vă așteptăm să fiți alături de noi în permanență și să ne promovați în rândul maselor acest sport frumos.
Sacrificiu, performanță, ocazii, răsplată, tehnică, sport. Sport. Sacrificiu, performanță, ocazii, răsplată, tehnică, sport.